În perioada 7-10 februarie, la punctele de colectare a deșeurilor menajere din Hunedoara se pot depozita și deșeuri voluminoase, de exemplu obiecte de mobilier, obiecte sanitare, vase de toaletă, căzi de baie, cabine de duș, lavoare, rezervoare de WC, etc. Covoare, plăpumi, saltele, parbrize, oglinzi de mari dimensiuni, urmând ca acestea să fie ridicate gratuit de către operatorul de salubritate autorizată Brai Cata. În afara intervalului amintit, deșeurile voluminoase se pot ridica doar la cerere și contracost. Depozitarea de deșeuri voluminoase în alte zile decât perioada amintită se sancționează cu amendă, atenționează operatorul de salubritate. Nu se pot depozita la punctele de colectare a deșeurilor menajere resturile provenite din reamenajarea locuințelor, molozul, plăcile de rigips, de tâmplărie și așa mai departe.